Dacă și tu faci parte din categoria celor care nu mănâncă drob cu organe de miel, hai să-ți arăt cât de simplu este să prepari un drob cu carne de miel. Avem nevoie de 500 de grame carne de miel. Eu am folosit pulpă. Vom folosi și 5 fire de ceapă verde. Mai avem nevoie și de un ardei capia. Am folosit și niște mărar. Apoi într-o tigaie am adăugat ulei și am început să pun carne de miel, pe care am tăiat-o cu bulețe foarte mici. O vom prăji cam 10 minute pe fiecare parte până va avea o culoare cât de cât aurie. O să vedeți că în timpul gătirii va elimina apă, ceea ce înseamnă că noi trebuie să o prăjim până se va reduce toată acea apă. După ce apa s-a mai redus, am început să adaug sare, piper, vom pune și niște cimbru. Puteți adăuga și 2-3 căței de usturoi, după care adăugăm ceapa, ardeiul și începem să le călim împreună cu carnea. Fiind o carne de miel, aceasta bineînțeles că se gătește mult mai repede decât carnea de oaie. Am adăugat și ceapa verde, am mai pus cam 80 ml de apă și am mai gătit încă 10 minute. După ce carnea a fost gătită, am pus-o într-un bol și am adăugat 4 linguri de pesmet, 2 ouă, jumătate de linguriță de boia, jumătate de linguriță de coriandru, am pus și 3 ouă, o linguriță de muștar și amestecăm totul bine. Mai puteți adăuga sare, piper... După ce compoziția noastră este gata, am pus totul în această tavă din silicon. După ce am pus compoziția, trebuie să întindeți foarte bine, să presați puțin și să loviți tava de masă de câteva ori. Deasupra am adăugat și trei cubulețe mici de unt, o să lăsăm totul la cuptor la 180 de grade timp de 35 de minute. Eu am lăsat drobul la răcit până a doua zi. A doua zi am început să-l porționez și cam așa arată. După cum ați văzut, se prepară foarte ușor și vă asigur că este gustos. Nici nu simți că are carne de miel. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Aș vrea să știu ce părere ai lăsându-mi un comentariu. Îți mulțumesc frumos pentru vizionare! Aș vrea să știu dacă voi consumați carne de miel. Îmi puteți lăsa un comentariu.